Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod puțin mai ciudat, pentru că toate clipurile pe care am să vi-l arăt astăzi sunt ciudate și n-am găsit o explicație logică pentru ele. Dar când ne-a oprit pe noi lucrul ăsta? Înainte să începem, stați așa să mi-a prin handura acum, am văzut că v-a plăcut foarte mult. Da? Buci. Gata, mă simt mai bine acum. Primul clip de astăzi vine din SUA, țara cu cea mai mare populație de furnici. Este adevărat, le-am numărat eu. SUA mai este renumită și pentru femeile frumoase, cum ar fi și ea, dar din păcate la final clipul devine trist pentru că ea pierde ceva. What you up there doing, light skin? Light skin? Ah. Yeah. I think you dropped some. Oh, sărăcuța a pierdut niște caca. Cum dracu se poate întâmpla asta? Te dai huța pe bară și te cași pe tine fără să știi? Yeah. Vedeți ce se întâmplă dacă vă chiniți poponețul prea mult? Iese rahatul fără să vă anunțe. Ceea ce mă uimește este calmitatea celui care filmează. I think you dropped some. Hop, ți-a căzut ceva. Poate că el vedea asta în fiecare zi, dar mai ciudat este faptul că ea nu s-a scremut deloc. Câteodată când te duci la baie, te chinui și te screm de te iau transpirațiile. Dar la ea nu se întâmplă. Asta înseamnă să ai super puteri. Să te caci fără să știi. What you up there doing, light skin? I think you dropped some. I want to break free. Următorul clip vine din România, cred, unde un tânăr se lasă mulți de un popă. Parcă și văd iubitorii de pop cum se iau de mine. Lasă, eu nu-s pop în pace, că și ei sunt oameni. Da, mă, și eu sunt om și până acum n-am mulțit pe nimeni în afară de mine. Și încă ceva. După mulgere, asta se duce în biserică și le spun celor care ascultă muzică rock că păcătuiesc. Da. Încă o dată, preoții sunt oameni minunați, adevărați slujitori ai Domnului, care s-au făcut asta pentru că asta a fost chemarea lor. În schimb, popii sunt niște jeguri infecte, popii în cur, sunt morți după bani și ce mai era? A, da. Fac laba la băieți înainte să intre la slujbă. Dacă vă uitați cu atenție la finalul clipului, eu cred că el își miroase mâna. Sau o linge. Eu cred că o linge. Parcă nu-ți mai vine să pup mâna la popă când vezi așa ceva. Slobos. Următorul clip nu este chiar așa de ciudat, dar te face să încerci. Bă, picioare, nu merge, mă. Următorul clip vine din România și sincer vă spun că le cam pune capac la toate. Dumnezeu cu mine, că mă jur cu cartea asta de poși cu banii, dacă când ai stat în pușcărie, dacă n-am putut cu mare, dacă ai intrat acasă cu lămâine, de cât ce știi tu, când m-ai pus tu la treabă, atât, n-ai știut altă culă, în afară de pula aia care a intrat în mine, pentru bani. Păi, mine mă doare la banane, eu încerc să fac balonașe. Gata, băi băieți, cam ăsta a fost și episodul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, lăsați și un like. Dacă nu, bineînțeles, dați un dislike. Vă urez o seară minunată, un weekend cât mai frumos și noi o să ne revedem marți. A, da, și nu uitați de Twitter. Dați un follow acolo și puteți să câștigați un tricou. Vă pup, pa! Hello, it's me.